Salut și bine ai venit la podcastul Flux! În următoarele minute vom asculta un fragment din prelegerea doamnei psihoterapeut Domnica Petrovai din cadrul evenimentului Flux din iunie 2019. Greșelile frecvente pe care le fac și cei doi parteneri în cuplu, dar și într-o comunitate, este că încep să rezolve conflictul venind cu argumente. Și argumentul este cel care rupe relația. Pentru că vorbim de rațiune și nu de siguranță și încredere. Eu pot să fiu influențat de partener după ce mă simt în siguranță și am încredere. Și apoi putem vorbi despre argumente. Impulsul de a veni cu argumente vine din nevoia noastră de apreciere și recunoaștere, dar nu are legătură cu relația. Relația are alte nevoi. Când a apărut un conflict, avem nevoie să restabilim siguranța, asta e prioritatea. Nu de a veni cu alte argumente pentru a-l convinge pe partener, poate că el a greșit și eu am dreptate. Da? Asta arată mai degrabă dificultatea mea de a accepta perspective diferite și dificultatea mea de a mă conecta emoțional cu partenerul. Mai degrabă am nevoie de aprobarea partenerului sau de recunoașterea partenerului. Iarăși un lucru important apropo de influență, o relație bună e o relație în care, ca și o comunitate sau două comunități care au la bază încrederea, sunt comunități care se pot influența. Adică dacă în cuplu cei doi se pot influența unul pe celălalt, înseamnă că există această deschidere pentru a învăța din perspectiva celuilalt. Și înțelegem că perspectiva noastră e limitată, pentru că avem resurse limitate, da? Și că îmi îmbogățesc perspectiva ascultându-l pe celălalt. Da? Și această abilitate cumva mă ajută să cresc și eu și crește și relația. Pe de altă parte, noi avem aceste biasări cognitive care ne spun că nu suntem capabili să citim gândurile, trăirile celuilalt. Și aici sunt foarte multe studii și din psihologie cognitivă care ne arată că nu suntem atât de abili cum credem că suntem, nici pe departe. Chiar dacă relația are o istorie, nu știu, de 20 de ani, unde cumva deja se formează această așteptare că eu îl cunosc pe partener, fără să iau în calcul faptul că partenerul meu evoluează, eu evoluez și sunt multe influențe din exterior și puțin din felul nostru de a fi rămâne constant. Da? Studiile spun că undeva maxim 20%. Deci așteptarea mea ca el să fie la fel ca și acum 20 de ani e nerealistă. Așteptarea mea ca eu să citesc gândurile lui este nerealistă. Și atunci e important cumva să am această deschidere, da, către celălalt și către relație permanent. Nu e un proces care se încheie. Am zis, acum am înțeles, pentru că aici sunt foarte mulți care au un conflict și au sentimentul că dacă au rezolvat un conflict, odată, la următorul conflict sau următoarele conflicte, nu mai e nevoie să parcurgă același proces. Da? E ca și cum spui, ți-am spus o dată că te iubesc, nu știu, acum 20 de ani, nu mai e nevoie de altceva. Nu? Deci să fim atenți la predicțiile pe care le facem. Da? Și când spun asta, în cuplu ce se vede foarte bine, dar și predicția apropo de comunități este că, mai ales dacă există, păstrăm distanța, ce se întâmplă este că interpretez motivele comportamentelor celuilalt ca fiind probleme de caracter, da? A uitat de pâine pentru că e egoist. Dar dacă eu am uitat să iau pâine, am fost stresată astăzi. Deci să fim atenți la ce face mintea noastră. Și e valabil și pentru comunități. Distanța creează multe interpretări. În momentul în care suntem împreună și facem lucruri împreună,
Asta ajută foarte mult să reducem foarte mult din judecățile pe care le avem unul față de celălalt. Un exercițiu foarte util pentru cupluri este de a nota conflictele pe care le au și de a se uita la ele din perspectiva unui al treilea care vrea binele amândurora. Și aici este prima provocare, da? A fiecăruia dintre noi, să mă uit și la binele celuilalt, să nu fie doar despre mine, doar perspectiva mea. Apropo de faptul că avem nevoie de multă empatie și multă bunătate în cuplu. Și această bunătate care pornește de la premisa că intențiile celuilalt nu sunt să ne rănească, că felul în care ar reacționa spune ceva despre poate suferința lui, disconfortul lui. Da? Și această o blocare a judecăților deschide apropierea și rezolvarea conflictelor. Iar așa, apropo de consens, e important să ne reamintim apropo de identitate. Studiile arată că după o despărțire, unul din primele lucruri pe care oamenii le pierd sunt sentimentul de identitate, adică nu mai știu cine sunt. Pentru că, de fapt, identitatea este creată în relația cu celălalt. Noi preluăm foarte mult unul de la celălalt și când spun preluăm, preluăm ceea ce facem, nu ceea ce ne imaginăm că facem. Și atunci un prim exercițiu este să te uiți la ce faci în relația de cuplu. Asta este identitatea cuplului. Poate că eu îmi doresc, poate cred despre mine și cuplul meu că suntem un cuplu foarte generos. Dar care sunt comportamentele și obișnuințele zilnice care sunt congruente cu generozitatea? Sau, de fapt, e altceva. Pot să-mi spun că vreau să devin generos, dar asta înseamnă cumva să-mi introduc obișnuințe noi. Și un alt lucru important, apropo de abilitatea de a fi influențat și de a crește amândoi în conflict, de a deveni din ce în ce mai aproape și de a ne înțelege mult mai bine unul pe celălalt, este abilitatea de a fi rezilient. Despre care s-a povestit la început, abilitatea de a nu fugi când este greu, de a nu renunța, abilitatea de a ști că poți conta pe cineva important din viața ta și asta îți dă putere să rezolvi situațiile dificile, pentru că evitarea este cea care ne creează foarte multă suferință. Cum am povestit și de singurătate. Singurătatea creează ostilitate și suferințe zadarnice, produse de mintea noastră. Ele nu sunt reale. Dar distanța creează foarte multe interpretări. Așa funcționăm noi. Noi avem nevoie de apropiere, apropo de atașament. Apropiere și autonomie. Avem nevoie de identitatea noastră, dar avem nevoie și să fim împreună unul cu celălalt, într-o comunitate care să ne sprijine. Podcastul Flux este o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Mai multe detalii despre noi găsești pe paginile de Facebook Flux by Via sau Biserica Via. Pe curând!